Bine, ne-am reîntâlnit în galeria de artă la Sfârboare din Piatra Neamț. Pentru artistul vizual Arcadie Reileam, anul 2021 a fost un an de împliniri. Și nu sunt cuvinte goale, pentru că tot ce veți vedea pe simezele acestei galerii, dragi prieteni, în cadrul acestei expoziții, sunt lucrări din 2021. Cu o singură excepție. Asta înseamnă că maestrul Arcadie Reileanu a muncit și a muncit bine și cu folos. Mă bucur că mă întâlnesc din nou cu Pit Moldovan, cum îl numim noi, un mare prieten a pictorilor, nu doar din Piatra Neamț și din țară, e cunoscut în toată România și asta mă bucură că avem un om între noi de felul lui. E la curent cu ce am făcut și probabil ce o să fac eu în viitor, pentru că e atent la pictură și de data asta în expoziția de la galeriile Lascaux-Vorel, filialii Uniunii Artiștilor Plastici din Neamț, am venit cu o suită de lucrări, 39 la număr, diversă prin conținut, prin tematică, prin tehnică, prin mărimea lucrărilor. De ce? Pentru că am avut mai multe teme. În timpul ăsta care pare nefiresc de trist pentru lume, pentru un sens de sănătate fizică, ne lasă totuși sănătatea gândirii neatinsă și putem face lucruri poate și mai profunde decât le-am făcut ceva timp înainte, când eram grăbiți de evenimente și acum, într-o liniște, practic, pictorii rămân în atelierele lor și își continuă și fac lucru, n-aș putea spune muncă, pentru că pictura nu e o muncă, e o desfătare, e un lucru de suflet. Și aici am venit cu o expoziție care aș numi-o, deși n-am pus pe afiș, aș numi-o autoportret. De ce? Pentru că fiecare lucrare mă reprezintă, îmi reprezintă gândurile, experiența care o am de atâția ani de pictură și locul m-a încurajat mult, pentru că o pictură abstractă eu o pot picta și la New York sau la Paris, pe când un peisaj de Piatra Neamț îl pot picta doar la Piatra Neamț. Eu pentru asta vreau să vă invit să vedeți lucrări realiste într-o tentă impresionistă care n-ar trebui să ne deranjeze prea mult. În pictura abstractă sau spre abstract, am lăsat loc, cum spun pictorii, și de bună ziua, adică să vedem și niște lucruri care vă amintesc de ceva. Spre exemplu, o lucrare care am introdus-o, am inserat în această expoziție, un izvod de covor pe care l-am numit, care de fapt semnifică pomul vieții. Vreau să înțelegeți că pictura lineară care apare în multe din lucrările mele, pictura abstract geometrică care apare, provine probabil mai mult de la covoarele vechi moldovenești pe care le-am văzut în casa părintească, decât de la tratatele de cubism sau constructivism care au apărut pe la începutul secolului trecut. Asta ar fi cam tot ce vreau să spun despre această expoziție și
Vă invit, bineînțeles, să o vizitați, cine poate, să o vadă, să o vadă prin prezența lor în această expoziție, începe începând de azi, de 15 noiembrie până pe 29 noiembrie, o poate fi vizionată, iar prietenul nostru, Pit, o să o scoată și pe... în afara expoziției, are talentul și știe cum să facă lucrurile astea. Deci eu vă mulțumesc încă o dată, chiar dacă aici nu-i multă lume, veniți pe rând, veniți, pentru că am să pot să discut cu dumneavoastră și o să discutăm și prin lucrări. Deci prin lucrările vor fi așa un pod între noi. Și de asta zic că nu s-a oprit pictura nici printr-o secundă. Rămâne și relațiile dintre noi, oamenii, trebuie să rămână nealterate, profunde, pe cât se poate de frumoase, cum au fost și pe timpuri. Mulțumesc frumos!